Bună seara, suntem în emisie directă, interactiv. Puteți să ne scrieți pe pagina noastră de Facebook. Acolo vom reacționa. Comentariile dumneavoastră sau întrebările le vom readresa aici, în direct, în studioul emisiunii. Bună seara! Politică discutăm în această seară cu domnul Ion Tăbârță, analist politic. Bună seara! Bună seara! Și Andrei Curăraru, expert Watchdog. Bună seara! Bună seara! O săptămână fierbinte din punctul meu de vedere, din punct de vedere politic. Ce ați evidențiat de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp? Ion. Începutul de campanie, în mod evident, sau mai exact spus, perioada electorală când candidații deja pot să se înregistreze în cursa electorală, că campania propriu-zis urmează să înceapă mai târziu. Și desigur, acel scandal mediatic legat de investigația organelor sau instituțiilor noastre speciale care au infiltrat un polițian din Republica Moldova la Ilan Șor sau în tot ce ține procesul ilegal de finanțare a partidelor politice de către Șor și acea bază probatorie pe care o are sau o au instituțiile statului privind modul în care Ilan Șor finanțează anumite proiecte politice moldovenești. Vom discuta în amănunt aceste lucruri, Andrei? Cred că aș evidenția și decretul, aș spune eu, un pic întârziat privind demisia a procurorului general, adică se dă poate un impuls mai mare reformei în justiție, se pune accent pe acest fapt, vizita ministrului francez de apărare și anunțarea publică privind achiziția unui radar de lungime medie care să întărească securitatea țării noastre. Și la fel, vedem o rocadă în cadrul guvernului, motive mai personale, mai puțin personale, dar vedem mișcări și poate tot sunt legate, cum spunea și colegul, de campania electorală, care se pare că va fi una fierbinte. O să vă rog foarte mult în privința alegerilor, maximă corectitudine, suntem practic în campania electorală și aș vrea să fim cât mai corecți posibil. De ce s-au întâmplat aceste mișcări politice în această perioadă, din punctul dumneavoastră de vedere? Este legat cu alegerile electorale, arestările care s-au făcut, această infiltrare care a fost dezvăluită, întâmplător sau nu? Vă rog. Infiltrarea, din câte înțelegem, a avut loc mai devreme, mult mai devreme. Altceva că posibil ea să fie fost încheiată anume în ajunul practica începutului perioadei electorale sau a cursei electorale mai exact, pentru că știm foarte bine, doamna Arina Spătaru este și politician și vrea să, din cele anunțate, vrea să participe în această cursă electorală și a ieșit din această operațiune anume pentru a nu perturba anumite procese politice. Referitor la această campanie electorală, deși ea este una pentru alegerile locale și în mod evident reieșind din specificul acestor alegeri, ele ar trebui să fie axate mai mult pe aspecte administrative, însă în comparație cu anul 2019, în contextul regional, vedem că subiectele geopolitice se reîntorc în retorica partidilor, politicienilor din Republica Moldova și totodată aceste alegeri locale dau startul unor serie de procese electorale, exerciții electorale în perspectiva anului 2025, anume... Adică ar fi o repetiție generală, miza e acolo, înțeleg, totuși. Mai degrabă, aceste trei exerciții electorale vor fi legate între ele. Acum va fi startul, ulterior vom avea alegerile prezidențiale, ca ulterior să le avem pe cele parlamentare. Ori, pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru vectorul nostru de dezvoltare, este foarte important ca după anul 25 să avem în continuare la cârma Republicii Moldova forțe pro-europene. Nu mă refer neapărat la doar la actualul partid de guvernământ sau la actualul partid de guvernământ, dar să fie forțe pro-europene la cârma politică. Pentru că Federația Rusă mizează anume pe acel an ca să avem o răsturnare a puterii politice de la Chișinău, ca ea să nu mai fie una axată spre Uniunea Europeană. Forțe europene care, din punctul meu de vedere, pescuiesc din același bazin politic și nu se tolerează absolut deloc. Am văzut și cazul agentului sub acoperire. Andrei, te rog.
Am impresia că asistăm în general la o operațiune mai lungă. Vedem deputați transfugi care sunt lipsiți de imunitate, sunt reținuți și vedem o serie, un lanț de evenimente legate de finanțare exterioară. Astăzi aflăm că au fost utilizate mijloace financiare sofisticate, carduri fără identitate pentru a finanța aceste organizații. Ori cred eu, serviciile noastre speciale, dar și organele de drept, am învățat din campania din Găgăuzia, în care au fost aceleași metode utilizate și a fost de succes. Să nu uităm despre faptul că la sfârșitul anului trebuie să începem negocierile cu Uniunea Europeană. Iar rezultatele de la alegerile locale, deși par minore, pot să trimită un mesaj către partenerii noștri de la Bruxelles. Să spună, uite, ăștia nu sunt tocmai pro-europeni sau nu se știe ce se întâmplă aici. Dar dacă este să ne referim la eșecherul pe dreapta, într-adevăr, asistăm la o luptă internă, este nu s-a mai găsit. De box, care nu întotdeauna loviturile se dau în cel mai corect mod. Mi se pare că asistăm și la lovituri sub centură uneori. În acest sens, pune de gândit, oare unele partide mai noi declarate de dreapta, sunt ele cu adevărat pro-europene sau sunt spoilere care vin să atace de pe eșicherul de dreapta aceleași partide care sunt la guvernare, sunt pro-europene sau mai puțin? Ați putea să vă adresez această întrebare dumneavoastră? Eu spun că trebuie să urmărim faptele și trebuie să vedem în timp ce se întâmplă cu acești candidați care, de exemplu, utilizează pista alegerilor locale pentru a ataca președintele țării sau utilizează platforma pe care oferă CEC pentru a bloca, de exemplu, publicitatea electorală altor partide. Trebuie să fim foarte atenți ce facem, fiindcă votul util în Republica Moldova nu a fost întotdeauna unul bun, dar trebuie să ne orientăm și la faptul că răzmerița asta de pe dreapta poate să ducă la faptul că unii candidați vor trece din primul tur și vor transmite un mesaj mare și tare, cu uite, spre exemplu, capitala este foarte anti-europeană sau, știu eu, alte mesaje mai puțin favorabile pentru ceea ce înseamnă negocierile cu Uniunea Europeană. Iar negocierile cu Uniunea Europeană înseamnă și investiții mari în Republica Moldova și eminamente, o viață mai bună pentru cetățeanul simplu. Ion, ce ar trebui să facă partidele de dreapta care, repet, pescuiesc din același bazin electoral, din punctul tău de vedere sau în interesul național al țării, al Republicii Moldova? La noi, în Republica Moldova, nu este posibil, cel puțin deocamdată, un pact de genul pactul de la Snăgov în România. Dar o corectitudine e posibilă? Minimă? Da, și aici am vrut să ajung. Nu e posibil pentru că societatea este divizată pe criterii geopolitice, ce aici nu este în România. Dar între partidele de dreapta, partidele pro-europene sau declarate pro-europene, ar trebui să existe un astfel de pact. Că mai presus de toate, mai presus de interesele noastre partinice, este parcursul european al Republicii Moldova. Și ele trebuie să-și unească forțele împotriva acelor factori, acelor actori de influență ai Federației Ruse aici în Republica Moldova. Fie că unii o fac conștienți, fie că alții chiar o fac inconștient. Referitor cu acest scandal mediatic legat cu agentul de subacoperire, din păcate, miza sau ținta predilectă ar trebui să fie șor. Dar noi ce avem? Avem un scandal între două partide pro-europene, care mai degrabă, în momentul dat, sunt cumva niște proiecte politice. Pentru că un partid este recent, nou, încă nu a trecut prin exerciții electorale, sunt foarte multe persoane cunoscute în componența lui. Altul este preluat, o bună perioadă, el practic a fost inactiv. Noi deocamdată nu cunoaștem potențialul acestor partide și acum asistăm cumva la acest război între ele, ceea ce desigur nu face bine cauzei europene și, mă repet, încă o dată, ținta ar trebui să Dar fie... Dar pe de altă parte, dacă ei se sizează pe adevărat la niște probleme, ar trebui să le anunțe societății, altfel n-ar fi corect. De acord. Am pus condiționalul prezent peste tot locul. Dacă. De acord, pentru că, într-adevăr, dacă sunt anumite probleme, ele trebuie sesizate, dar cumva s-a transformat mai degrabă într-o gâlceavă, ceea ce nu este ok. Încă o dată, întorcându-ne că problema de bază este, de fapt, această finanțare ilegală a Federației Ruse pentru a influența anumite procese politice
din Republica Moldova. Și aici vreau să vă întreb pe ambii. Rămâne din punctul vostru de vedere Rusia la fel de influentă Republica Moldova? Rusia care are un război pe care îl pierde, pierde terenul la nivel internațional. Cum poate rămâne la fel de influentă? Rusia are nevoie de câștiguri mediatice și are nevoie de câștiguri mediatice tot timpul pentru că, într-adevăr, situația pe front nu este tocmai bună. Chiar este una foarte rea. Vedem că înaintarea ucraineană, deși este nu atât de rapidă cum am văzut în cazul Hersona anterior, deja este la a doua linie, adică a depășit de linia Surovikin, așa numită. Și după unele informații, au spart și a treia linie, ultima linie, anumite zone și ei nu fac public acest lucru, nu știu pe cât de este de adevărat. Încercuirea căilor de acces și în special celor logistice către Crimea va da o lovitură mediatică foarte mare regimului lui Putin. În acest sens, orice câștig va fi mediatizat, inclusiv putem să ne uităm ce face presa rusă în legătură cu numirea bașcanului Guțul. Este un tamtam și este o bucurie de parcă n-ar fi o regiune care reprezintă sub 5% din Republica Moldova. În acest sens, eu cred că trebuie în Republica Moldova să existe un pact, cum fac republicanii care spun never Trump, niciodată Trump. Eu sunt un republican adevărat, dar niciodată n-am să votez pe Trump, fiindcă am o serie de principii. Fix așa și în pentru politică. Pentru că interesul național al Americii este cu totul altul. Și aș spune că paralela asta pentru Republica Moldova trebuie să fie valabilă. Niciun partid care nu este pro-european, nu este împotriva Rusiei, nu poate să acceadă în următoarele alegeri și acolo trebuie să fie atacurile, dar nu gâlcevile este mici între cei de pe dreapta. Și faptul că au desemnat acolo la Combrat o adunare populară are un impact asupra noastră, asupra Republicii Moldova sau nu? Trebuie să ne gândim atent cine este și în acest comitet executiv de la Comrat, fiindcă inițial trebuia să fie primarul de Orhei, care a dispărut din cărți și a reapărut cineva care a fost foarte activ în organizarea referendumului din 2014. Un referendum ilegal care nu a fost recunoscut nicăieri și potrivit căruia majoritatea găgăuzilor ar fi optat pentru Uniunea Vamală. Domnul Uzun, condamnat penal, ulterior amnistiat, este acum vicele doamnei Guțu. După mine, asta trebuie să dea dovadă de anumite mișcări pe care trebuie să le așteptăm în viitorul apropiat. Și dacă ne întoarcem un pic înapoi și vedem acele documente care au fost puse în spațiu public despre un plan de destabilizare pe termen lung a Republicii Moldova, aici putem să vedem niște tendințe. Și tendințele astea trebuie să fie legate inclusiv de reacția noastră și inclusiv de capacitatea noastră de a face față acestor riscuri hibride. Aici, până la urmă, ține de noi toți ca o societate să facem front comun, să nu le permitem acelor provocatori să înainteze. Mie mi se pare că lucrurile nu se întâmplă prea bine acolo la Combrat. Eram chiar în acea zi, din mare întâmplare, la Combrat. Am urmărit oamenii, am urmărit acei negociatori în pauze și lucrurile nu arătau tocmai democratic. Chiar deloc democratic. Eu aș spune că, în primul rând, acest exercițiu, 7 încercări falite și a 8-a cu reușită, arată cât sunt ei de departe de armonizare cu legislația națională. Trebuie să fie un mediator de la Chișinău care să poată interveni și să spună, uite, noi vrem procese democratice regionale, să vedem, să ne așezăm la masa de negocieri, să vedem ce se întâmplă. Ori, în așa situație, noi putem să avem situația că mâine ei spun că nu mai respectă altă legislație a Republicii Moldova sau că pun un alt referendum, spre exemplu, spre execuție, cum au făcut în 2014, fără mari repercusiuni. Pentru mine, acest semnal este unul că elitele locale s-au raliat până la urmă cu elitele lui Șor, creează un front care este absolut pro-rus și absolut anti-statul Republica Moldova. Și aici trebuie să fim foarte atenți, inclusiv pe filiera serviciilor speciale, să contracarăm acele riscuri care sunt create de această situație. O să vreau să te întreb imediat ce crezi despre acel mediator, cine poate fi, dar hai să rămânem la factorul rusesc, găgăuzesc cu Ion. Te rog. În momentul dat, factor găgăuz este cel care creează multe probleme de cap la Chișinău și perturbează anumite procese. Chiar din acest punct de vedere, creează mai multe probleme decât regiunea Transnistreană, care, știm foarte bine, nu este sub controlul autorităților constituționale.
Dar totodată avem un dialog conservat, dar acest dialog nu creează... Un dialog conservat sau un nedialog conservat? Bine, pentru la noi este... Nu s-a prea dialogat în ultimul timp. Nu, s-a dialogat pe aspectele factorului comunicării umane. Dialogul conservat, m-am referit la dialogul politic și... Acest dialog politic nu se duce de ani de zile, cu atât mai mult nu se duce acum în condițiile unui război în regiune. Dar dacă să ne întoarcem la problema găgăuză, ea dă mare bătăi de cap actualului guvern. Trebuie să recunoaștem, sau guvernare trebuie să recunoaște că nu prea bine gestionează acest dosar sau nu prea știe ce să facă cu el, cum să gestioneze. Aici problema este mult mai largă. Această etnie, rusolingvă, din păcate, nu a fost integrată în statul Republica Moldova. De multe ori, populația de acolo nu rezonează cu mesajele care vin dinspre autoritățile centrale. Mai degrabă, organica se regăsește cu mesajele care vin de la Moscova sau chiar de la Tiraspol. Și noi, dacă dorim, și sunt de acord aici că avem nevoie de acest dialog, noi trebuie să găsim anumite pârghii de a integra în societatea moldovenească această minoritate, care acum este folosită de anumiți factori externi, de anumiți oligarhi, este folosită pentru a crea un fel de fond mediatic negativ la adresa Chișinăului, să lovească în vectorul nostru european de dezvoltare, dar totodată și să fie un bazin electoral pentru anumiți actori în perspectiva alegerilor din anul 2025. Nu cred că miza e prea mare, sunt foarte puțini, nu pot influența în mare rezultatele alegerilor în Republica Moldova, pot vocifera mai mult din punctul meu de vedere, dar Andrei spunea de un mediator, deschide parantezele, cine ar putea fi? Constituția noastră stabilește un singur rol de mediator clar, care trebuie să fie președintele țării. Și aici vedem o mișcare destul de interesantă din partea doamnei președinte, care nu se grăbește să emită decretul, potrivit căreia Bășcanu trebuie să vină ca parte a guvernului. Și aici mă întreb eu, poate este legat de acele încălcări care au fost constatate, documentate în procesul electoral. Faptul că dumneavoastră a putut să-și desemneze executivul încă nu înseamnă că desemnarea ei nu este legitimă. Este legitimă, nu a fost încălcări care să facă imposibil exercitarea funcției sale. În ceea ce privește impeachment-ul, în primele 6 luni nu poate fi declarată această procedură împotriva ei. Dar și elitele locale ar putea să pună presiune pe dumneei să plece. În acest sens, eu cred că autoritățile noastre deja au o strategie cum să facă față acestui atac, care aș spune eu are cel puțin 2 poli foarte bine stabiliți. 1. Miza de a coopta cât mai mulți primari, inclusiv prin oferte, și auzim asta în spațiul public foarte direct, oferte clare de investiții în localități, fie sat, comună, oraș, din partea oligarhului șor, sau prin cooptarea acestor vise nostalgii prosovietice, cum am văzut inclusiv și în cazul Găgăuziei. Ori, până la urmă, trebuie să înțelegem că chiar și drepturile minorităților sunt conservate, păstrate mai bine în cadrul Uniunii Europene. Spre exemplu, minorități vorbitoare de rusă, cum sunt lipovenii, n-ar mai exista și n-ar avea o cultură așa cum o au ei astăzi în România, dacă n-ar fi fost fondurile europene. Și asta trebuie transmis clar. Sau minoritatea maghiară în aceeași țară. Aducem exemplu România pentru că îl cunoaștem foarte bine, toată lumea îl cunoaște foarte bine. În acest sens, trebuie să comunicăm, dar să nu permitem ca această autonomie să fie utilizată armată împotriva guvernului și să fie utilizată ca un argument în plus pentru Federația Rusă că Moldova ar trebui să rămână în area sa de influență. Dacă vrei să adaugi, dacă nu mergem mai departe cu bombele în Transnistria, au căzut câteva frânturi de bombe, ce impact și dacă poate avea un impact politic asupra noastră, aceste frânturi de drone? Deocamdată avem multe neclarități. Informația cumva este pe frânturi. Noi nu știm exact cap-coadă ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Avem anumite relatări. Regimul de la Tiraspol nu prea dorește să comunice cu Chișinăul. Da, avem niște întâlniri în Comisia Unificată de Control unde s-a discutat acest subiect, dar totodată nu avem mai multe informații. Avem totodată și
expunere foarte interesantă a lui Krasnoselski, așa numitul lider de acolo, care a spus că este clar că aceste rachete nu au căzut, sau aceste drone nu au căzut de pe lună. Avem în statul vecin un război și de acolo și este proveniența lor. De fapt, ei însuși recunosc că este război. Aș fi vrut să cred că ar putea să fie un pretext sau un motiv în plus între Chișinău și Tiraspol să dialogheze, însă nu cred. Am văzut că folosind acest caz, cei din regiunea Transnistriană au pus niște patrule sau ce mai sunt ele, suplimentare de-a lungul râului Nistru. Dar, da, este o consecință a războiului, este un caz regretabil, însă nu cred că în momentul dat cumva va influența apropierea între Chișinău și Tiraspol. Vreau să precizez, au apărut noi patrule santinere pe Nistru acum? A fost o informație că au pus niște fel de nu cât posturi mobile, dar niște grupuri mobile care au început să patruleze pe un anumit perimetru de-a lungul râului Nistru. Cel puțin a apărut așa o informație în anumite surse media de aici, de la noi, de la Chișinău. Tu ce crezi? Pentru mine întrebarea este că războaiele au capacitatea de a se revărsa. Râul Nistru nu este o pavăză care să ne protejeze și nu este prima dată când pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova găsim fie rămășiță de drone sau rămășiță de obuze și așa mai departe. Este clar că fără atacul ilegal al Federației Ruse asupra Ucrainei n-avea să avem așa situații și această situație este o consecință clară și directă a războiului pe care se duce pe teritoriul statului vecin. Este aceasta o rachetă S-300, cum se vehiculează, care apăra regiunea Odessa de dronele de tip Shahed? Poate să fie, trebuie investigat, acest caz trebuie lucidat. Eu mă bucur că nu sunt victime omenești, că până la urmă toți sunt cetățenii noștri și trebuie să avem grijă de ei. Până la urmă trebuie să înțelegem că regimul de la Tiraspol este în expectativă. Dacă să ne referim la cazul Horjan, n-au acceptat participarea investigatorilor din partea autorităților constituționale să examineze care a fost situația și așa mai departe. Aici au fost acceptați măcar pacificatorii care să vină să inspecteze vizual, cu toate că înțeleg că în procesele de investigații singure nu care practici. Pacificatori? Adică ai noștri, care au mers acolo, au investigat, au făcut niște fotografii, au transmis informația inclusiv la Chișinău. Până la urmă, cred că foarte la țang cade asta, se pliază pe achiziționarea unui radar. Și noi trebuie să înțelegem că, fiind o țară neutră, trebuie să investim inclusiv în monitorizarea spațiului aerian. Care am înțeles că se va întâmpla. Da. Foarte repede și cu sprijinul Franței, înțeleg, da? Cu sprijinul Franței, radarul Groundmaster 300, un radar cu o rază medie, care are capacitatea de 4D tracking, asta înseamnă o urmărire pe distanță lungă, mai multe ținte odată, inclusiv ținte care se mișcă mai repede sau mai încet, și inclusiv cu capacitatea de interconectare. Adică am putea schimba informații cu partea ucraineană și partea română și ei să ne dea informații nouă. Adică, în sfârșit, am contribuit și noi la această arhitectură europeană de securitate, la care până când... Dar, Andrei, practic, acest radar ne poate ajuta cumva? Eu nu sunt specialist nici pe departe, dar înțeleg că o rachetă zboară un timp limitat, nu atât de mult, și cum ar putea să ne ajute practic? În primul rând ar fi depistarea timpurie a țintelor de tip drone. Rachetele, într-adevăr, noi avem o capacitate foarte limitată de reacție, dar la ținte de tip drone, ele zboară mai încet, ele pot fi depistate timpuriu, mai ales dacă vin spre capitală sau spre infrastructura critică a Republicii Haideți Moldova. Haideți să spunem publicului că discutăm un scenariu total ipotetic în acest moment, aici, să nu băgăm o alarmă suplimentară, aici discutăm ipotetic. Noi aici trebuie să facem o diferență și când a apărut prima dată prin primăvară, dacă nu mă greșesc, sau la început de vară, această informație privind achiziționarea acestui radar, tot la o emisiune televizată, ministrul Anatole Nosatăi, el a spus că să facem diferența între sistem de monitorizare și sistem de apărare antiaeriană, pentru că noi doar monitorizăm, dar nu înseamnă un sistem care acum ucrainenii îl folosesc pentru a da jos anumite rachete.
Noi până acum nu am avut acest sistem de monitorizare, noi nu știam ce se întâmplă în spațiul aerian sau știam de la reșind din acele acorduri pe care le avem cu vecinii România sau Ucraina, dar acesta va fi un sistem de monitorizare. Dar care nu este un pas politic, pentru că până la urmă există americanii sau serviciile secrete engleze care știu mult mai bine de la distanța lor ce se întâmplă și la noi, dacă vor să știe. Mie mi se pare că este mai mult o acțiune politică. Nu, este mai degrabă o acțiune de ordin tehnic care ține de acel proces care este la început, trebuie să recunoaștem, de reformare și modernizare a armatei naționale. Pentru că noi mult timp am păstrat o armată după un schelet sovietic, poate puțin ambalat în niște haine occidentale prin niște exerciții ale unor ofițeri de a noștri sau suboficeri într-o serie de programe ale aceleași alianțe nord-atlantice sau cu unii parteneri de dezvoltare. Însă noi am început un proces de reformare, modernizare a armatei naționale. Acest proces va fi lung și din acest proces ține inclusiv și modernizarea tehnică. Ori noi avem nevoie de acest radar de monitorizare, ar fi ideal că la etapa următoare să procurăm și un sistem de apărare antirachetă. Desigur, americanii se monitorizează tot, dar noi nu trebuie să ne bazăm doar ca cineva să aibă grijă de securitatea noastră. Noi însuși trebuie să contribuim la asigurarea securității sau să nu fim consumatori de securitate, dar furnizori, cum învățăm în aceeași teorie politică. Măcar să ne dorim acest lucru. Să ne dorim. Noi nu ne facem, facem iluzii de faptul că noi am fi avut o armată de genul cele din Ucraina sau România. Noi suntem un stat mic. Evident că statele mici au un anumit potențial al armatei față de statele mari. Dar asta nu trebuie asta nu înseamnă că noi nu trebuie să avem o armată. Cu atât mai mult avem aici în coastă un regim separatist care este destul de militarizat. Și pentru telespectatori, important să menționăm că pe lângă sistemele antirachetă mai sunt și sistemele radioelectronice care pot deconecta într-un fel acea dronă care ar veni eventual spre Republica Moldova, iar depistarea ei timpurie este cheia pentru că aceste sisteme să fie pornite și să fie orientate spre zonele respective. Adică chiar dacă pare doar un pas declarativ, este un pas înainte ca să ne asigurăm și noi, măcar parțial, securitatea aeronautică. Și în primul rând pentru a păzi și navele comerciale, fiindcă, spre deosebire de Ucraina, spațiul nostru aerian este deschis și pentru navele comerciale, care interferența cu care a unei drone poate să aibă niște consecințe foarte prejudiciabile. Și dacă ține minte, Wizz Air a plecat din Republica Moldova, tocmai din aceste motive, pentru că se temea de o eventuală greșeală care poate să fie realizată în spațiul aerian moldovenesc. Nu aș vrea să deschid un capăt de discuție suplimentar, dar Wizz Air, din câte știu, este o companie ungurească și multă lume bănuiește că acolo totuși sunt niște implicații politice și nu sunt totale implicațiile economice. Cel puțin pretextul pe care a fost folosit a fost cel de securitate și noi invers vrem să atragem investiții, vrem să atragem inclusiv și condiții mai bune pentru pasagerii avia, iar asta înseamnă și că ei vor beneficia de mai multă securitate, inclusiv și companiile comerciale. Dar ulterior nu au avut niște probleme și în România, Wizz Air? Din câte cunosc, ei au probleme în sensul legilor antitrust în România, dar iarăși, eu cred că regimul Orban și afilierile sale mai utilizează scopurile geopolitice mai sus decât cele economice. Haideți să revenim la Chișinău. A fost demis procurorul Stoianoglu, de ce acum și care va fi impactul pe termen scurt, lung sau mediu? În condițiile când noi practic suntem la o perioadă proximă a Uniunii Europene care va lua o decizie referitoare ca să înceapă sau să nu înceapă negocierile de aderare cu Republica Moldova, ori știm că procesul reformei justiției în Republica Moldova este una dintre condiționalitățile de bază, poate chiar de bază, deja peste 2 ani sau aproximativ 2 ani să nu ai un procuror general în
cu toate exercițiile sau cu în toată deplinitudinea exercitării funcției, nu arată bine pentru reforma justiției din Republica Moldova. Da, au fost niște întrebări referitoare la procedura domnului Stoianoglu, cum el a fost scos din funcție, cu toate că avem o evaluare a activității lui în urma schimbării legislației, care a spus că, de fapt, activitatea lui nu a fost una conformă sau nu a fost satisfăcătoare, să spunem așa. Doamna președinte Maia Sandu a așteptat o anumită perioadă să avem o decizie la nivel CEDO, privind cât de legală sau ilegală, sau nu că ilegală, cu încălcare a fost scoaterea domnului Stoianoglu din funcție. Vedem că această decizie se lasă așteptată, ori cred că pentru procesul de reformare a justiției noi avem nevoie de un procuror cu mandat de plin care să contribuie la reformarea acestui sector complicat, dar important pentru reușita statului nostru în acele reforme pe care și le-a asumat în relația cu Uniunea Europeană. Andrei? Eu cred că s-a constatat o stare de fapt care de mult era reală. Noi avem nevoie de un alt procuror. Noi avem un blocaj serios în reforma justiției și reforma justiției este, cred că, principala condiționalitate care ne se pune în față înainte de deschiderea negocierilor. Ceea ce trebuie să înțeleagă, inclusiv și corupții din sistem, că se transmite un mesaj. Ok, o să încercați să anulați prin intermediul Curții Supreme de Justiție vetting-ul, pre-vetting-ul. O să găsim alte modalități ca să curățim inclusiv și sistemul de justiție de corupți. Informații privind conturile în zone offshore, privind proprietățile lor, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, vin pe canale speciale, atât de la partenerii europeni, cât și din SUA. Posibilitatea pentru existența acestui sistem plin de corupție este numărată, sunt zile numărate rămase și trebuie să înțeleagă acest mesaj că este următorul pas pentru ca ei să fie eliminați sau să plece de bunăvoie, ceea ce adică ar fi ideal. Adică tu dai o șansă totuși acestei reforme a justiției care pare, din ceea ce vedem în spațiul public, că virgulele clachează. Eu mă gândesc la exemplul Muntenegrului și mă gândesc la exemplul Macedoniei de Nord. Macedonia de Nord, când a început negocierile în 2005, avea o situație în justiție mai deplorabilă decât noi. Dar spre Macedonia de Nord veneau cele aproape 3 miliarde de euro care erau deschise prin condiționalitățile Uniunii Europene. Și inclusiv acei politicieni care au numit acolo judecători pe criterii politice, i-au demis pentru a ajuta statul și pentru a obține acele fonduri care vin din partea Uniunii Europene. Să nu credem că partenerii noștri de la Bruxelles nu înțeleg care este situația în Republica Moldova și vor pune presiune suficientă ca inclusiv oamenii corupți din sistemul nostru de justiție, vorbim despre câteva sute de oameni până la urmă, să plece. Și iarăși, cred că mesajul meu ar fi să plece de bunăvoie, să ne facă nouă mai ușoară această negociere, fiindcă cu toții vrem să fim europeni. Dacă vrei să mai completezi ceva... Ok. Ce se poate întâmpla în continuare în politica moldovenească, cum în preajma alegerilor care vin, dar vă rog cu multă atenție la nume sau la vorbim de procese politice? Este foarte important să avem un proces electoral corect. Trebuie să recunoaștem că totuși Republica Moldova la capitolul democrației electoral nu a stat cel mai prost. Chiar putem să spunem că a stat cel mai bine din spațiul CSI. Cu anumite încălcări, cu anumite lacune, cu anumite folosirea pârghilor sau resurselor administrative, însă totuși la noi în linie mari alegerile au fost catalogate ca să înscriu în normele alegerilor democratice. Chiar dacă au mai fost turiști electorali, autobuze da, care traversau dar, râul... Da, au fost două momente mai speciale sau critice, 2009, episodul din aprilie, și, desigur, 2019, mai ales cu acele circunscripții din sau randoate regiunii transnistriene. Dar, totuși, la noi, puterea politică tot timpul s-a schimbat în urma unui proces electoral, și în 2009 și în 2019. Acum, noi anterior am avut niște adrese din partea Curții Constituționale către Parlament privind existența unor lacune.
actuala Comisie Electorală Centrală a venit cu adresare la Parlament, a fost eliminate o serie de lacune care ar trebui să facă, cel puțin aceasta îți dorește, să facă sau să contribuie la ca aceste legi să fie mai corecte, să nu avem abuzuri. Și, desigur, noi așteptăm să vedem ce va fi cu acest proces electoral. Cât de mult anumiți factori vor influența, vor corupe electoratul, inclusiv prin acțiuni financiare ilicite. Ori noi îl avem pe partid ușor, care este un partid recidivist, referitor la încălcarea legislației electorale. Da, noi nu avem acum acest partid șor cu act în regulă, pentru că el a fost scos în afara legii, dar există ca grup informal și vedem cum el încearcă să găsească anumite partide politice pentru a se înscrie în această cursă electorală. Pare s-a găsit. Și s-a găsit și este foarte important ca procesul electoral să fie unul corect, instituțiile statului să aibă mecanisme să poată interveni preventiv, nu cum cazul din Bălți când doamna Taubure a fost scoasă înainte de cel de-a doilea tur. Mi se pare că a fost o acțiune care n-a dat bine la modul general în susținerea acestei democrații pe care cu adevărat le-o avem. Exact. Sau cu toate că instituțiile statului atunci au documentat sau au adus argumente juridice că s-a încălcat. Însă trebuia să se acționeze. Momentul ales nu a fost unul potrivit. Exact. Sau cu doamna Guțu sau cu alegerile la Bașcan în Găgăuzie. După aceasta noi am avut o adevărată epopee cu cât de legale a fost aceste alegeri și cum s-a încercat de a specula politic și a inflamat spiritele între Chișinău și Comrat, ieșind din acele sau situații legate de acele încălcări care au fost în UTA Găgăuzia. Te rog. Eu cred că aici trebuie să luăm în calcul trei factori. Primul sunt lecțiile pe care trebuie să le învățăm inclusiv din alegerile din Găgăuzia. Acea cumpărare directă, fără mari scuze, jenă a voturilor, care se pare că va fi replicată la multe nivele și este de datorie organelor de drept și serviciilor speciale să documenteze timpuriu asta și să oprească astfel de procese cu mult înainte decât a fost în cazul doamnei Tauber sau doamna Guțul. Doi, trebuie să recunoaștem că noi am trecut prin patru crize concomitente, practic. Am avut epidemia COVID-19, după care am avut șantajul energetic, războiul care ne-a afectat exporturile și, în general, balanța economică a Republicii Moldova și criza umanitară legată de refugiații care și acum sunt în Republica Moldova. Și oboseala cetățeanului se revede și în sondaje, se revede și pe stradă. Va fi și un duș rece pentru guvernare. Guvernarea trebuie să înțeleagă că eficiența sa trebuie să crească și eficiența asta pentru noi depinde de următorii pași în dezvoltarea noastră ca stat, ca stat european, ca om simplu, sunt foarte interesat ca noi să mergem înainte cu procesul de negociere. Al treilea factor este ca aceste două elemente să fie balansate în așa fel, ca noi să demonstrăm că merităm să fim considerat acel stat democratic și să nu ieșim în anumite extreme, în sensul în care să pedepsim pe cineva cu încălcarea drepturilor omului, cu nerespectarea drepturilor procesuale și așa mai departe. Noi trebuie să arătăm că Republica Moldova este un stat care aplică norme democratice, dar nu permite ca factorii externi, finanțarea de la Kremlin, finanțarea de la oligari fugari care și până acum utilizează banii cetățeanului pentru a destabiliza statul Republica Moldova, să o facă. Și asta este momentul de adevăr, până la urmă, pe care îl va demonstra perioada ulterioară. Vorbeai de curmare la timp. În acest context vă întreb, scoaterea din cursa lui Mihail Bagas este o curmare la timp sau ce este acest lucru? Eu aș spune că aici sunt o înrâire de factori. Eu cred că domnul Bagas, adică cum, se vehiculează că este coleg de clasă cu domnul Șor. Am impresia că a spus-o chiar el singur. Ar fi avut niște legături foarte apropiate și ar fi coordonat anumite procese. Da, dar nu putem aresta un om doar de atât că a învățat într-o clasă sau într-o școală cu un politician corupt. Până la urmă, noi utilizăm crâmpeile de informații pe care vin la noi. Dumnealui a fost reținut, iarăși, pentru mine, în aceeași operațiune de anvergură, de limitarea finanțării ilegale. Acum, astăzi am avut în spațiu public lansată informația că ar fi fost ridicate
un număr impunător de carduri care ar fi venit din Dubai, ar fi fost aduse în, de către pasageri pentru a fi utilizate în Republica Moldova, carduri care nu au elemente de identificare, niște instrumente financiare noi. Unde a apărut această informație? Eu am văzut-o și pe Telegram, dar și pe câteva surse de informație. Sunt surse credibile? Chiar cred, fiindcă am și verificat existența acestei platforme și platforma financiară într-adevăr există. Or, noi știm că elementele destructive totdeauna vor utiliza cele mai performante tehnologii, primele, pentru că ele înțeleg care este valoarea acestor instrumente. Până la urmă, trebuie să înțelegem că curmarea finanțării este singura modalitate eficientă de a stopa acest proces, fiindcă avem 70 de partide în Republica Moldova. Dacă va fi închis încă două sau al treilea sau al patrulea, totdeauna se va găsi cineva care va găsi 500 de semnături pentru a înregistra un nou partid. Nu este calea eficientă prin care să lupți cu un astfel. Sau un partid poate găzdui o formațiune politică care a fost plecată prin lege din rândurile partidului Ion. Am citit și eu aceste informații. Pe lângă aceste carduri s-a mai vorbit despre o aplicație de nouă generație, îmi scapă cum se numește această aplicație, prin intermediul căruia tot poți să faci anumite transferuri bancare. Referitor la domnul Bagas, da, el chiar a recunoscut, a fost colegi de clasă, a mai părut și alte. Acest lucru, repet, nu este o crimă, nu este niciun păcat. Evident măcar că nu este o crimă, dar nu toți cred că colegii de clasa lui Ilan... Altul este pufușorul pe botișor, pentru asta nu te arestează nimeni. Nu, pentru că Ilan Șor a mai avut colegi de clasă, mai mulți, și asta nu înseamnă că toți trebuie arestați. Altceva că nu toți fac politică. Însă, da, opinia a apărut această informație că domnul Bagăs a fost coleg de clasă cu domnul Șor, cu doamna Tauber, doamna Regina Apostolă, că le-a fost profesoare. Bun, asta nu înseamnă nimic. Eu vreau să cred că instituțiile statului s-au documentat bine, iar această arestare sau reținerea lui, mai exact spus, nu se bazează pe scenariul care la un moment dat era îmbogățire ilicită. Pentru că la noi, pentru a porni o serie de dosare, se mergea pe îmbogățire ilicită și, până la urmă, finalitatea acestor dosare nu exista. A fost zero, practic. A fost zero. Acum, cred că instituțiile statului s-au documentat bine. Eu presupun că nu numai doamna Arina Spataru a participat, cu toate controversele legate de participarea ei, dar a participat cu operațiunea gen agent sub acoperire sau persoană infiltrată. Cred că au mai fost și alte persoane, ce permite instituțiilor noastre, ale statului, serviciilor speciale, ce permite sau au permis să documenteze și, până la urmă, acest factor al finanțării ilicite de către Ilan Șor sau o grupare criminală să fie demonstrat bine, până la urmă, și instanța de judecată cu luarea măsurilor corespunzătoare. Dar poate serviciile de inteligență din Republica Moldova ne dau o doză de informație prea mică și lasă prea mult loc pentru interpretări. Cred că această situație nu va continua mult, fiindcă orice decizie de tipul ăsta trebuie să aibă legitimitate în ochii opiniei publice. Până la urmă, este nevoie de acest secret al anchetei, de nedescoperirea unor metode, cum acumulează această informație. Cel mai degrabă, că având în vedere că informația vine și din Dubai, este o operațiune transnațională care implică mai multe servicii și așa mai departe, dar este nevoie și ca cetățeanul simplu să înțeleagă că, până la urmă, nu este o răfuială politică. Și când vorbim despre îmbogățire ilicită, vorbim despre tratarea simptomelor. Dar noi trebuie să tratăm cauzele, nu simptomele. Da, avem corupți care se îmbogățesc ilicit, dar prinde-l de mână pe omul acela când ia mită sau când este finanțat ilegal de către un oligarh sau o altă situație. Dar nu post factum, neputând instrumenta un caz penal adevărat. Până la urmă, din informația care apare iarăși în spațiul public și am verificat-o din mai multe surse, a fost și o implicare directă din partea unei firme financiare mari rusești, care ar fi chiar achiziționat 10% din acel instrument financiar pentru a pune presiune ca acesta să fie folosit inclusiv și în campania din Republica Moldova.
Ori, dacă ne uităm la operațiuni de așa grandoare, este clar că Kremlinul este interesat de destabilizarea Republicii Moldova și acesta este un mesaj pe care trebuie să-l transmitem clar cetățenilor noștri. Da, noi nu avem un război clasic, dar avem un război hibrid care se continuă de ceva timp în Republica Moldova. Andrei, întrebarea mea este dacă transmitem această informație suficient, pentru că întâmplarea face că am fost și la Orhei săptămâna trecută și parcă am nimerit în altă lume. Am comunicat cu lumea în stradă și parcă lumea nu înțelegea sau nu prea înțelegea ce se întâmplă. Din păcate, noi avem bule de comunicare. Fiecare crede că ceea ce vede el pe o rețea de socializare sau ceea ce vorbește cu prietenii știu toți, nu este adevărat. Și este de datoria și societății civile să lupte cu dezinformarea pe filiera sa, dar și a politicienilor să meargă în stradă, să vorbească cu oamenii, să le explice că situația, de fapt, nu este așa cum li se spune la acel magazin unde le se vinde pâinea cu 10 bănuți mai ieftin. Altfel, îi pierdem, îi alienăm și o să avem state paralele. O să avem oameni care o să creadă într-o altă realitate. Și pe de altă parte, am fost și la Vadul Vodă săptămâna trecută și am făcut câțiva kilometri buni cu radio Sputnik în mașină și m-am îngrozit, cred că mai prindeam, mai spre Chișinău, dar m-am îngrozit de ce spuneau acolo și l-am închis. Nu toată lumea închide radioul ca și mine. Deci mai avem Sputnik în Republica Moldova. Am constatat cu stupoare acest lucru. Din păcate, capacitățile radiotehnice ale transnistrenilor dintotdeauna au fost bune. Noi știm că invers e mai greu să obții o sursă de informare adecvată, aș spune eu, neutră, în zona de securitate, decât să obții dezinformarea din partea transnistreană. Un minut de emisie directă, vă rog o concluzie. Considerați că va fi o campanie dură, mai puțin dură, în 30 de secunde, dacă vreți să spuneți. Eu sper că, în primul rând, serviciile speciale, organele de anchetă își vor face datoria și vom intra într-o campanie mai curată decât cea pe care am văzut-o în Găgăuzia. De asta depinde foarte mult. Ion? Se așteaptă o campanie dură, din păcate această campanie dură, după cum se prefigurează, va fi și pe dreapta politică, cu toate că dreapta politică pro-europeană are un scop major și anume parcursul european al Republicii Moldova. Și da, este foarte important ca instituțiile statului să-și facă treaba pentru a controla ca procesul electoral în Republica Moldova să fie unul corect și rezultatele alegerilor la fel să fie unele corecte. Eu vă mulțumesc pentru prezența în acest studio. Sper că ați ajutat lumea care ne-a privit să se descurce în tainele negre sau mai puțin negre ale politicii. A fost bună seara, ne revedem joia viitoare. Bună seara! Atunci când copilul prezintă cel puțin unul din următoarele semne, solicită consultație medicului de familie sau a pediatrului pentru diagnostic și tratament. Țipă de durere, devine brusc palid sau se învinețește la față. Are fontanelă